Ambasadorii celor 27 de state membre au decis să permită intrarea în spațiul comunitar persoanelor vaccinate din afara Uniunii și pentru scopuri neesențiale. Acest lucru va putea fi însă făcut în condiții foarte stricte. Acordul dintre statele membre vine cu doar câteva zile înainte de definitivarea unei liste de țări considerate sigure din punct de vedere sanitar. Conform înțelegerii dintre cei 27 de ambasadori ai statelor membre UE, pe teritoriul Uniunii vor putea intra cetățenii străini chiar și pentru scopuri neesențiale precum turismul. Există însă o condiție esențială ce va trebui respectată. Vaccinarea să fi fost făcută cu un ser aprobat în Uniunea Europeană, iar acest lucru va putea fi dovedit la intrarea în Uniune în baza certificatului de vaccinare. Astfel că persoanele vaccinate cu serul rusesc Sputnik 5 sau cu cele din China, Sinopharm și Sinovac, nu vor putea intra în Uniune pentru scopuri neesențiale. În momentul de față, Uniunea Europeană compune o listă cu țări considerate sigure, unde incidența este de sub 75 de infectări la 100.000 de, de locuitori. Cetățenii acestor țări vor putea intra în spațiul comunitar și pentru scopuri neesențiale, cum ar fi turismul. Pe listă se află deocamdată doar țări precum Australia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă sau Israel, însă pe parcursul zilelor următoare va fi inclusă și Marea Britanie, chiar dacă pe teritoriul acesteia în momentul de față se răspândește tulpina indiană. La începutul acestei luni Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut publice planurile Uniunii de Revitalizare a Industriei Turismului. Cu această ocazie a fost sugerată inclusiv introducerea unui așa-numit mecanism de frânare care să permită reintroducerea de restricții în situația în care va fi necesar.